Salutare! Vreau să vă prezint astăzi încă unul din cele mai accesibile cuțite de calitate de pe la japonezi, prin prisma oțelului, care am să vi-l zic imediat, de la brandul Tsuneisa, care deja este super cunoscut la mine pe canal cel puțin, pentru cuțitele care le face de calitate, din oțeluri de calitate, tratate termic bine și la prețuri foarte, foarte accesibile. Cuțitul ăsta este un Santoku din oțel SLD, care am să-l explic imediat, și se vinde în zona de preț de 500 de lei. Înainte să continui, vreau să vă arăt cuțitul și după care câteva detalii specifice. Ca să înțelegeți acest SLD, avem un Santoku de această dată, da? Brandul Tsuneisa. Finisaj pe lamă de tip Migaki, adică simplist, finisat satinat. Construcție de tip Sanmail, da, laminare, două straturi exterioare inoxidabile și miezul care încerc să fac cumva să-l focalizeze camera, deși observ că un pic mai greu. Dar în acest unghi ar trebui să vedeți diferența între laminare și miez. Cu siguranță îl vedeți acum în partea de jos. Mâner de tip european cu nituri, dar fără bolsterul metalic, de tip full tang, unde mânerul este din lemn paca. După cum observați, foarte, foarte subțire cuțitul. Și hai să discutăm un pic acest oțel. După care revenim la dimensiuni și greutate. Acest oțel SLD este un semi-inoxidabil, însă este în limita superioară de oțel semi-inoxidabil și asta datorită faptului că în compoziția lui are o adiție de crom între 11 și 13%. Este exact pragul ăla unde de la 13% începe a putea fi denumit un oțel inoxidabil și foarte rezistent la decolorare, să zic așa, la reacția cu produsul, aciditatea din produse și umiditate. Având această limită de crom între 11 și 13%, cum am zis, îl face să fie exact în zona de sus a semi-inoxidabilului, deci va colora mai greu un pic față de un carbon 100% cu aliaje slab aliat. Însă este un oțel foarte surprinzător din punctul meu de vedere, cel puțin prima dată când am intrat în contact cu el, am fost foarte surprins nu doar de agresivitatea tăișului, dar și de retenția lui, care am să vă explic imediat despre ea. Ca și comparație, dacă ar fi să compar acest, sau dacă vă întrebați cu ce anume ați putea să-l comparați acest oțel SLD, păi, în primul rând, are în compoziție carbon mult mai mult decât un VG10, spre deosebire, unde VG10-le are între 0,95 și 1,5 carbon, ăsta are între 1,40 și 1,60. Deci ăsta are deja în zona de carbon a oțelului Aogami Super. Da? Adică are mai mult decât un Aogami 1-2, decât un Shirogami, decât cum îi zice, un SK și destul de multe alte oțeluri de pe la japonezi, AUS 8, AUS 10, VG Max-ul, Ginsanu și așa mai departe. Deci ca și concentrație de carbon la 1,40, între 1,40 și 1,60, este un oțel carbon, semi-inoxidabil. Bun, mai are și alte, și are de fapt în compoziție are molibden și vanadiu care îi dau, îl ajută să fie și mai dur și mai rezistent la uzură, la abraziune, să zic așa. Este
l-am testat, deci primele dăți când eu am intrat în contact cu el, l-am testat și am rămas cumva foarte surprins de faptul că direct l-am dus în comparația de VG10 sau Ginsan sau câteva alte tipuri de oțeluri de pe la japonezi și nu numai. Și am observat că, pe lângă că e extrem de tăios, are o retenție foarte, foarte bună la tăiș, ceea ce m-a surprins pe mine, cel puțin foarte tare. Implicit, în afară de testele de tăiere pe produse, eu mai fac și alte teste de tăiere și am fost foarte surprins să văd că retenția lui este chiar peste VG10. Și atunci, comparația directă ca și tip de oțel, pentru mine a fost Ginsanul sau Chromax-ul, deși Chromax-ul are alte proprietăți și e călit la o altă duritate. Ăsta este călit în zona de 61-62 Hz, dar l-am comparat direct în zona de VG10, ZA18, Ginsan și am văzut că are o retenție la tăiș mai bună. Hai să vedem și niște dimensiuni la el. Avem, cum am zis, un Santoku la o lungime totală de 310 mm cu o lungime a lamei de 185 chiar. Mă așteptam să fie la 170, dar e de fapt 185, deci o dimensiune destul de generoasă. Cu o lungime a mânerului de 116 mm, pardon. Avem o înălțime a lamei la coamă deasupra de călcâi de 45-67, deci aproape un 46, și avem o grosime de 2 mm care se păstrează treptat până în zona dinspre vârf unde începe să se îngusteze. Ceea ce din start avem de a face cu un cuțit de tip laser foarte subțire. În tăiș avem 0,11, foarte, foarte subțire și ca de obicei, tipic japonez, acea convecție subtilă, full convecție direct din coamă până în tăiș, ceea ce îl face să fie nu doar performant, dar și stabil în spatele tăișului pentru a suporta acele unghii de ascuțire de 14, 15, mă rog, în zona de 15-16 grade. Acum, mânerul, l-am zis, de tip acaud, după cum vedeți, nituri, fără bolster, full tang și avem și o greutate de, am să vă zic imediat, ar trebui să fie în zona de 150 de grame, din ce mi-amintesc, 155 de grame. Deci avem un cuțit foarte, foarte ușor, iar punctul de balans la el este exact aici unde vedeți. Brandul în sine, după cum am zis, este foarte comun și des întâlnit și este recunoscut pentru calitatea care o face din oțelurile cu care lucrează și la un preț foarte, foarte accesibil pe piață. Acum, la capitolul finisaj, singurul reproș care l-am și ca de obicei la majoritatea producătorilor este zona de la coamă și de aici de la cioil, unde nici de data asta nu este rotunjit foarte bine, astfel că este loc de mai bine, adică de a fi rotunjit. Dar asta, cum am mai zis-o și în alte prezentări, este o chestie comună la majoritatea producătorilor, din păcate. La capitolul performanță în tăiere vom vedea imediat cum se comportă. O să facem un mic test de tăiere. Eu am fost foarte, foarte surprins de acest oțel și de felul cum taie. Eu am crezut că mi se pare atunci prima dată când am pus mâna pe el și l-am pipăit la tăiș, dar după testele care eu le-am făcut, am văzut că într-adevăr este nu doar foarte agresiv, dar și retenția lui este foarte bună, în sensul în care la anumite teste care eu le-am făcut a ieșit superior în retenție față de VG10 și față de Ginsan. Ceea ce la preț de achiziție
egal sau comparativ cu VG10-le, cu ginsanul, deja m-a pus pe gânduri. Pentru că acest SLD, în condițiile în care îl cumperi la același preț față de celelalte, deja mi-a dat de cu virgulă, în sensul bun al cuvântului, în sensul în care este o idee superior. Bun, hai să vedem și cum se comportă la tăiatul pe o roșie. După cum observați, fără cea mai mică problemă trece prin pieliță. Deci nu avem la capitolul pieliță roșie trece cu brio. Hai să vedem geometria la morcov. Foarte, foarte neașteptat de ușor trece. Datorită geometriei, și am zis-o și eu întotdeauna o să o zic, în afară de oțel și tratamentul termic, geometria lamei este cel mai important lucru. Acest lucru determină cât de ușor trece prin produs și dacă despică sau nu fibra. Iar în cazul de față, după cum vedeți, uitați cât de ușor intră. Încerc să țin cu doar două degete. Și este pur și simplu ca o jucărie. Deci dacă stau să mă gândesc, la comparația care eu o fac cu oțelul, de fapt nici măcar nu trebuie să o fac neapărat comparația cu VG10 și cu Ginsan. Pentru că dacă stau să le compar cu orice oțel și cu orice cuțit de performanță, cumva, cumva ăsta le depășește pe foarte multe la cât de fin trece prin produs. Adică vorbim de morcov în cazul de față. Este foarte subțire. Este foarte subțire în grosime, în coamă, în tăiș. Este foarte agresiv. Și incredibil de ușor trece. Deci e pur și simplu... Da. Să mă mai și opresc, pentru că ca întotdeauna când ai o jucărie nouă îți place să te joci, așa că mai departe am să continui pe o ceapă. Să vedem comportamentul lui și la o ceapă. Și după cum spuneam, la zona de preț de 500 de lei, pentru că în zona aia de preț se vinde, este mai mult decât un cuțit fenomenal pentru tot ceea ce oferă. Oțel, tratament termic, geometrie, lamă, finisaj, greutate, cam tot ce vrei de la un cuțit pentru a-l numi calitate și performanță. Și hai să vedem și la un pic de tocat. Cred că ar fi suficient să ne dăm seama că într-adevăr avem de-a face cu un cuțit foarte, foarte performant, un oțel foarte bun. Va trebui să mă credeți pe cuvânt atunci când spun că retenția tăișului este una extrem de bună pentru acest oțel, comparativă cu VG10, cu Ginsan și cu multe alte oțeluri. Astfel că... și... N-am făcut mențiune, dar mă gândesc că observați și voi diferența aceasta de nuanță la mâner, care mi se pare una foarte interesantă, acest contrast cumva maroniu închis cu maro deschis.
sau roșiatic, cum vreți să ziceți. Și chiar îmi place foarte tare acest contrast. Mi se pare foarte interesant. Bun, revenind la cuțit. Oțel, tratament termic, geometrie, lamă, finisaj, prelucrare, preț 500 de lei, super cuțit. Îl puteți găsi și achiziționa de unde doriți noastră, dar am să-l introduc și eu la vânzare pe profilul meu pe Facebook, ca de obicei, și tot la acest preț de 500 de lei, pentru că deja mi se pare o comparație mai bună cu un VG10 decât, adică comparativ cu VG10, așa cum am zis, sau cu un Ginsan sau cu alte oțeluri folosite nu doar de japonezi, dar la bugetul ăsta este deja foarte, foarte accesibil și foarte complet, să zic așa, ca și preț de achiziție pentru ceea ce oferă. Încă o dată, Tsunehisa Santoku 18 cm, deși ar trebui să fie 17, dar este la 18 cm, și oțel SLD. Mulțumesc pentru atenția cu care m-ați vizionat. Dacă aveți întrebări, dacă v-a plăcut, în comentarii, like, share, abonare, ne revedem în următoarea prezentare.